Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție, la un nou episod al emisiunii Povestirile Biblice prind viață. Ei bine, și de această dată, împreună cu această metodă deosebită de poveste, povestirea biblică în schițe și culori, deci în schițe, nu uitați, și în culori, o să încercăm să înțelegem mai bine ceea ce s-a întâmplat în vremurile acelea străvechi, modul în care oamenii au înțeles, au lucrat, au ascultat de Dumnezeu sau n-au ascultat de Dumnezeu și toate lucrurile acestea care s-au întâmplat în trecut. Povestirea aceasta, de fapt, o numim povestire pentru că, într-adevăr, s-a întâmplat, nu este un basm, este o povestire adevărată. O găsiți în Geneza, în capitolele 18 și 19 din Geneza, dacă o veți căuta. Și astăzi o să vorbim despre... Ia să vedem dacă vă dați seama despre cine e vorba. Da, dragii mei, astăzi povestim despre salvarea lui Lot, de la moarte chiar, nu orice salvare. Vă aduceți aminte cine este Lot? Este nepotul lui Avram, cu care Avram a ieșit din țara lui atunci când l-a chemat Dumnezeu și l-a luat împreună cu el în Canaan, doar că la un moment dat s-au despărțit din cauza turmelor, din cauza locului insuficient, vă aduceți aminte? Și Lot a luat-o în direcția orașului Sodoma, înspre Sodoma a luat-o, doar că între timp lucrurile s-au făcut foarte rele, s-au înrăutățit acolo din cauza oamenilor ce locuiau orașul respectiv, nu din cauza orașului în sine, da? Și o să vă aduc aminte puțin despre ce s-a întâmplat în episodul trecut, atunci când Avram a primit în vizită niște musafiri speciali, vă mai aduceți aminte? Era vorba despre doi îngeri și despre Domnul însuși, care trecuseră pe la Avram să-i dea o veste mare, să-i aducă vestea binecuvântării a nașterii copilului său, Isaac, vă mai aduceți aminte? Doar că la plecare, Domnul însuși spune: nu pot să plec și să nu-i spun lui Avram ce planuri am. Foai, vă dați seama ce mare apreciere avea Domnul față de Avram. Îl considera prietenul lui. N-am cum să fac un lucru atât de mare, vedeți imediat despre ce e vorba, fără să-i spun lui Avram ce am de gând să fac. Wow, e uimitor! Astfel că la plecare, Domnul i-a spus lui Avram: uite, am de gând să distrug Sodoma și Gomora, sunt două orașe, dar în mod deosebit Sodoma îl interesa pe Avram din cauza lui Lot, da? Am de gând să distrug aceste orașe pentru că răutatea acelor oameni este groaznică, nu mai pot să o suport, da? Același leitmotiv care se repetă, vă aduceți aminte la Potop, vă aduceți aminte la Turnul Babel, mă rog, la Turnul Babel nu i-a distrus pe oameni, dar i-a împrăștiat pe toată fața pământului, da? Același leitmotiv, același motiv, același lucru, aceeași întâmplare, același păcat care distruge omenirea apare din nou aici în Sodoma și Domnul îi spune lui Avram: nu mai pot cu acea cetate, o voi distruge și nu puteam să nu-ți spun și ție de planurile pe care le am. Wow, uimitor! Dumnezeu îi spune lui Avram de planurile lui. Și Avram, amintindu-și că Lot este acolo, da? Lot nu s-a dus neapărat să locuiască în oraș, dar până la urmă a ajuns să locuiască chiar în oraș. Avram și-a adus aminte că nepotul său, pe care îl iubea atât de mult, da? Cu care a plecat împreună din casa tatălui său, înspre Canaan, era în Sodoma. Wow! Asta însemna că urma să moară și el, nu? Și fiți atenți ce face omul acesta lui Dumnezeu, Avram. După ce au plecat,
după ce au plecat cei trei vizitatori de la el. S-a dus pe munte și uitându-se înspre Sodoma, el a început să vorbească cu Dumnezeu. Și nu doar să vorbească așa, vrute și nevrute, să stea la povești, ci a început o discuție foarte serioasă cu Dumnezeu. Și l-a întrebat: Doamne, dacă în Sodoma se găsesc 50 de suflete credincioase, 50 de oameni care să te iubească pe tine, tu mai distrugi orașul? Și Dumnezeu a spus: nu, dacă se găsesc 50 de oameni, nu distrug orașul, nu-i distrug împreună cu restul oamenilor. Și Avram probabil că s-a gândit: vai, dar nu cred că sunt atâția oameni în orașul ăla. O să merg mai departe cu negocierea. Avram a negociat aici, foai. Nu știu dacă cineva dintre noi știe să negocieze așa de bine. Și Avram merge mai departe cu îndrăzneală și spune: Doamne, iartă-mă, dar uite, dacă sunt 45 de oameni credincioși, tu o să distrugi orașul? Și pe ei împreună cu tot orașul? Nu, uite, pe ei nu o să-i distrug dacă... Și nu o să distrug orașul dacă se găsesc 45 de oameni credincioși. Dar Avram merge mai departe: Doamne, dacă se găsesc 40 de oameni, tu o să distrugi orașul? Dumnezeu: nu, nu o să-l distrug. Dar dacă se găsesc 30? Pentru că Avram, să fim serioși, avea o vârstă, știa el ce se întâmplă la Sodoma, nu era de ieri de azi pe acolo, da? Și știa că nu sunt foarte mulți oameni credincioși. Și el merge mai departe: Doamne, dar dacă sunt doar 20 de oameni credincioși, o să distrugi orașul? O să-i distrugi împreună cu cei necredincioși? Și Domnul spune: nu, nu o să-i distrug. Și Avram merge chiar mai departe. Gândiți-vă că a început de la 50. Merge chiar mai departe: Doamne, și iartă-mi acum îndrăzneala asta, dacă se găsesc 10 suflete credincioase acolo, tu o să-i distrugi împreună cu nelegiuiții aceia? Și Domnul îi spune: nu, dacă se găsesc 10 suflete acolo, n-am să-i distrug. Și Avram își primește promisiunea de la Dumnezeu. Problema este că în acel oraș, în întregul oraș, nu s-au găsit nici măcar 10 suflete credincioase, nici măcar 10 oameni care să-L iubească pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu îl iubea foarte mult pe Avram și știa că Avram îl iubește foarte mult la rândul lui pe Lot. Așa că în seara de dinaintea distrugerii, doi îngeri au fost trimiși acolo în Sodoma să-l scoată pe Lot împreună cu familia lui din oraș. Lot avea două fete care încă erau necăsătorite și locuiau împreună cu el, avea o soție și mai avea și alte fete care erau căsătorite. Și au ajuns acolo îngerii în oraș, au văzut toată depravarea și tot păcatul care exista în acel oraș și au spus lui Lot: pregătește-te că trebuie să plecăm în zori. Anunță-ți familia, anunță-ți fetele, anunță-ți ginerii, anunță pe cine vrei tu, dimineață trebuie să plecăm. De fapt, voiau să plece atunci, noaptea, doar că Lot și ai lui încă nu credeau că așa ceva poate fi posibil, dar anunță-i și să-i scoatem să plecăm. Ei, ce credeți voi? Că toți ai lui Lot imediat s-au mobilizat și au făcut bagajele, plecăm, gata, ascultăm? Nu, din păcate, singurele care au vrut să plece cu Lot împreună au fost cele două fete necăsătorite ale lui, care încă mai locuiau acasă, și soția lui, care o să vedem, nu pleacă foarte departe. Deci, imaginați-vă că negocierea lui Avram a ajuns la... Patru suflete care mai erau credincioase în toată Sodoma. Și Dumnezeu și-a ținut promisiunea pentru că El este un Domn al... El este un Domn al credincioșiei. Domnul și-a ținut promisiunea și pe cei patru i-a salvat. Cei doi îngeri i-au convins să plece pe Lot... împreună cu cele două fete ale lui și împreună cu soția lui, care, din păcate, îngerii le-au spus: mergeți cât mai departe de oraș și nu priviți înapoi, dar soția lui, care era probabil foarte îndrăgostită de oraș și a plecat cu mare durere sufletească, n-a vrut să-și părăsească deloc casa, locuința, prietenii, familia și toate cele,
Ea s-a întors înapoi să se uite, să vadă grozăvia, o să vedem și noi imediat grozăvia ce s-a întâmplat, și s-a transformat într-un stâlp de sare, spune Biblia în capitolul 19, cu versetul 26. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a făcut un stâlp de sare. Dar Lot și fetele lui au continuat să meargă, să se îndepărteze, au luat-o spre țara Țoar ca să locuiască acolo. Iar orașul a fost atins, chiar distrus, mai bine zis, de mânia lui Dumnezeu. A plouat cu foc și cu pucioasă, zice Biblia, care este un fel de lavă, un fel de cărbuni aprinși. Vă dați seama că toată cetatea a luat foc, totul a fost cuprins de haos, totul a fost distrus. Orașul a fost distrus în totalitate. Pe de o parte, aproape că înțelegem pe soția lui Lot că s-a uitat înapoi, că îi părea rău după casa ei, dar a primit judecata lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Însă Lot și fetele lui au plecat de acolo și au fost salvați din cauza credincioșiei lui Avram, din cauza că Avram s-a rugat și a mijlocit pentru ei. Vă dați seama ce întâmplare, într-un fel nefericită pentru cei de aici care au primit judecata lui Dumnezeu pentru ceea ce au făcut, și cât de mare har a primit Avram să îi se răspundă astfel la rugăciune. Dumnezeu este credincios și chiar dacă, așa cum spuneam și în trecut, noi avem resurse puține, noi știm puțin, noi suntem mici, noi suntem neputincioși, Dumnezeu poate să facă mult și noi împreună cu Dumnezeu putem face lucruri mărețe, extraordinare, dacă ne punem încrederea în El. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine, ați urmărit această povestioară interesantă despre Lot și Avram și sper ca până data viitoare să nu uitați să vă puneți încrederea în Dumnezeu în totalitate cu toată viața voastră. La revedere și ne vedem data viitoare!